Intrăm în ordinea de zi. Procedură. Vă rog, domnul deputat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă solicit retrimiterea la comisie pentru două săptămâni a punctului 31 aflat pe ordinea de zi. Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile, având ca obiect activitatea de abatorizare animalelor și comercializarea cărnii, PLX 17/2019. Există acordul liderilor, ok, deci merge la comisie pentru două săptămâni, înțeleg, da? De acord? Revenim și intrăm în ordinea de zi cu punctul 9. Propunere legislativă pentru modificarea aliniatului 1 la articolului 32 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, PLX 413/2017, dacă inițiatorii doresc să intervină. Domnul deputat Florin Roman, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. În legislatura trecută am avut la Comisia de Administrație undeva la 14 proiecte de lege venite din toate grupurile parlamentare, dacă îmi amintesc eu bine, în care se propuneau diferite moduri de repartizare a cotelor din impozitul pe venit la nivel local sau din TVA. În cele din urmă, la finele anului trecut, am reușit să ajungem la un acord, spun eu, istoric, cu Asociația Municipiilor din România, cu Asociația Comunelor și cu Uniunea Națională a Consiliului Județenii din România. Nu pot să spun că este un acord care a mulțumit pe toată lumea, dar este pentru prima dată, după 30 de ani, când avem o creștere a acestor cote care rămân la nivel local. Deocamdată cei mai mulțumiți sunt cei de la municipii, în schimb și cei de la Consiliile Județene au primit această facilitate de a repartiza de la nivel județean mai mult din cote defalcate către unități administrativ-teritoriale. Întrucât toate lucrurile astea au fost rezolvate printr-un consens politic, spun eu, aproape general anul trecut, vom vota pentru respingerea acestui proiect și a tuturor celorlalte proiecte care au același obiect de reglementare. Vă mulțumim! Da, vă mulțumesc și eu. Este corect, pentru că lucrurile deja fiind rezolvate, legea nu ar mai avea obiect. Înțeleg că și domnul deputat Gâdei Laurențiu dorește să intervină din partea grupului PSD. Da, mulțumesc! PLX 413/2017, propunerea legislativă aflată în dezbatere vizează modificarea articolului 32 aliniatul 1 litera A și B din legea 273/2006 privind finanțele publice locale în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit, astfel 45,75% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe a căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, 13,25% la bugetul local al județului. Partidul Social Democrat va vota pentru respingerea acestei propuneri legislative, întrucât actele normative ulterioare au rezolvat această problemă. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru Administrație Publică, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, prezentarea raportului comun, domnul deputat Bogdan Iulian Huțucă, vă rog. Raport comun asupra propunerii legislative pentru modificarea aliniatului 1 la articolul 32 din legea 273/2006 privind finanțe publice locale. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 32 aliniatul 1 litera A și B din legea 273/2006 în sensul modificării cotelor defalcate din impozit pe venit, precum și a eliminării excepție impozitului pe venituri din pensii în sensul rămânerii acestuia în baza de defalcare a bugetului local.
În urma examinării opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative, întrucât modificările propuse au fost preluate și îmbunătățite prin alte acte normative. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu. La dezbateri generale, dacă mai dorește cineva, nu dorește. Vă reamintesc că prin raportul comisiilor sesizate în fond se propune respingerea acestei propuneri legislative. Propunerea rămâne la votul final. Punctul 10 nu are raportul suplimentar, așa încât vom merge la punctul 11, proiect de lege privind vânzarea imobilor sau a spațiilor aflate în proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale închiriate asociațiilor sau fundațiilor, PLX 246/2019, dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul, nu. Da? Vă rog, cei care doriți să luați cuvântul, apăsați pe tastă ca să vedem dorința dumneavoastră și să vă pot anunța. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sărut mâinile doamnelor, bună ziua domnilor. Acest proiect legislativ prevede posibilitatea vânzării imobililor aflate în patrimoniul public al statului român și al OAT-urilor către asociațiile și fundațiile care sunt în chirie în aceste spații. Analizând proiectul în detaliu, avizele negative ale Consiliului Legislativ, analizând rapoartele negative ale comisiilor de fond, considerăm că este un proiect care merită respins în contextul în care există mai multe neclarități. Și cea mai importantă prevede faptul că în situația în care aceste imobile ajung în proprietatea acestor ONG-uri, ele automat în situația dizolvării ONG-urilor pot să ajungă în continuare în zona privată, în situația în care ele ajung în proprietatea acestor ONG-uri, ele la rândul lor pot să fie vândute către alte entități. Sunt lucruri care nu sunt foarte clar stabilite în această lege, prin urmare, grupul PSD propune respingerea inițiativei legislative. Vă mulțumesc. Propunerea era făcută deja de raportul comun pe care trebuia mai întâi să-l primim și apoi intra pe dezbateri generale. Am crezut că doriți din partea inițiatorului. Vă rog, raportorul pe Comisia de Administrație Publică sau Comisia Juridică de Disciplină și Imunități, prezentarea raportului comun. Vă rog. Da, doamna deputat Oana Cambera, prezentarea raportului comun, vă rog. Comisia Juridică de Disciplină și Imunități și Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului au fost sesizate cu dezbaterea în fond a proiectului de lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale închiriate asociațiilor sau fundațiilor. Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare. Camera Deputaților este cameră decizională. Proiectul a primit avizul negativ al Consiliului Legislativ. Guvernul, prin punctul de vedere numărul 753 din 2019, nu susține adoptarea inițiativei legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare vânzarea imobilelor sau a spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor în vederea valorificării acestor imobile sau spații, precum și a întreținerii lor în bune condiții. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu majoritate de voturi întocmirea unui raport comun de respingere a proiectului de lege. Întrucât, în vederea aplicării unui tratament echitabil, ar fi fost oportun ca vânzarea imobilelor sau a spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale să facă obiectul reglementării unui cadru legislativ unitar aplicabil imobilelor închiriate tuturor organizațiilor neguvernamentale fără scop lucrativ și nu doar asociațiilor și fundațiilor. De asemenea, proiectul de lege nu cuprinde reglementări speciale cu privire la vânzarea imobilelor aparținând patrimoniului cultural național. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulțumesc!
La dezbateri generale, dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul deputat Manta Claudiu. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, propunerea legislativă la care facem referire în prezenta dezbatere are în vedere, pe scurt, determinarea statului român, respectiv a OAT-urilor, să înstrăineze prin vânzare imobilele și alte spații nedefinite clar către organizații de drept privat, precum asociațiile și fundațiile. În cazul acestei inițiative legislative, am sesizat o serie de probleme referitoare atât la oportunitatea pe termen scurt, cât și pe termen mediu, dar mai ales cu privire la legalitate, ori chiar la constituționalitatea unor prevederi ale acestei propuneri. După cum a subliniat și antevorbitoarea mea, proiectul a avut doar avize negative sau nefavorabile și o să încerc pe scurt să explic de ce au fost date aceste avize nefavorabile. În primul rând, conform textului propus, legea se aplică tuturor procedurilor de vânzare, atât a spațiilor închiriate anterior intrării sale în vigoare, cât și a celor închiriate ulterior intrării sale în vigoare. Astfel încât, după momentul intrării în vigoare a legii, asociațiilor și fundațiilor le va fi suficient să închirieze un imobil sau un spațiu aflat în proprietatea privată a statului sau a UAT-urilor pentru a dobândi practic un drept de preemțiune. O a doua problemă pe care am sesizat-o este aceea că, după 5 ani de la cumpărarea imobilului sau a spațiului de la stat sau de la OAT-uri, asociațiile sau fundațiile devenite proprietare în baza acestei legi pot înstrăina bunul imobil respectiv, neexistând niciun fel de interdicție referitoare la această chestiune. Ori asta poate să creeze inechități grave și să afecteze profund circuitul civil. Încă o chestiune pe care eu am sesizat-o și care mi s-a părut puțin ciudată este aceea că în cadrul procedurii de vânzare a imobilelor statului deținute în chirii de către asociații sau fundații este implicat și reprezentantul guvernului în teritoriu, în speță prefectul. Ori acesta, prefectul, exercită de regulă activități de tutelă administrativă, deci verifică legalitatea actelor administrative emise de către consiliile locale și județene. Însă, în cazul adoptării acestei legi, de data aceasta... Vă rog să încercați să sintetizați. Imediat. Va fi nevoit să emită acte administrative care vor sta la baza scoaterii la vânzarea bunurilor deținute în proprietatea privată a OAT-ului. Și în fine, ultimul aspect pe care l-am sesizat, după cum s-a subliniat, prin punctul de vedere exprimat de către guvern, au fost invocate numai puțin de 10 decizii adoptate de către Curtea Constituțională, inclusiv aspecte care țin de tehnica legislativă, de claritate sau de precizia textului, astfel încât, în cazul puțin probabil al adoptării, propunerea legislativă aflată azi în dezbatere pare a avea șanse veritabile să fie în contradicție cu principiile și normele fundamentale de drept. Ca urmare, grupul parlamentar al PSD, așa cum a anunțat și colegul meu, va vota împotriva. Mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Florin Roman, grupul PNL. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor colegi. În legislatura trecută, în Comisia de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului, de regulă am votat cu o largă majoritate orice proiect de lege care se referea la descentralizare, la trecerea din domeniul public al statului în sarcina OAT-urilor, asociațiilor și a fundațiilor, a acelor imobile care le vedem cu toții cu ochiul liber în fiecare localitate, de regulă sunt fie dezafectate, fie greu de întreținut, fie au 10 stăpâni și ele stau să prăbușească. Și am, indiferent de culoarea politică a partidului, am dat acest vot spre descentralizare. Proiectul colegilor de la UDMR, din punctul meu de vedere, este corect ca principiu. Avem deja o aplicabilitate în cazul asociațiilor, avem deja o aplicabilitate în cazul fundațiilor, dânsii s-au dus și spre zona ONG-urilor. O să spun doar că legea are caracter general și nu poți să stabilești, să vii cu o lege pentru două, trei situații punctuale. Și aici cred că se poate reveni cu un proiect de lege,
ca principiu, noi susținem tot ceea ce înseamnă descentralizare, valorificare și inventariere de active, acolo unde ele nu pot fi întreținute de către stat, prin guvern, prin companii, prin consilii județene sau prefecturi, pentru că dacă nu vom avea acest curaj să găsim proprietari pentru aceste clădiri, ne vom trezi în situația că ele se prăbușesc în centre de orașe. Pentru că toți vedeți, de exemplu, case de cultură unde sunt? În mijlocul orașelor. Au 10 stăpâni și vedeți că ele stau să prăbușească. Instituții de cultură cu mamă, cu tată, bunic, stat, Consiliul Județean, Primărie, Prefectură. Eu cred că este rolul nostru ca parlamentari să găsim o soluție, să inventariem toate aceste spații și acolo unde ele pot fi reabilitate, modernizate, e adevărat, cu această sintagmă, păstrarea destinației inițiale, să putem salva ce mai este de salvat. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Nemai fiind intervenții, rămâne la votul final. Punctul 12, proiect de lege privind finanțarea și implementarea programului Tineri în Parlament, PLX 187/2019, dacă din partea inițiatorului, nu din partea comisiei sesizate în fond, președintele Comisiei Juridice, Disciplină și Imunități, domnul Lupu Andrei, domnul deputat, vă rog prezentarea raportului. Vă mulțumesc. Raport asupra proiectului de lege privind finanțarea și implementarea programului Tineri în Parlament. În conformitate cu prevederile articolului 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege privind finanțarea și implementarea programului Tineri în Parlament, transmis Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități. Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă. Camera Deputaților este cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea măsurilor necesare finanțării și implementării programului Tineri în Parlament. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ. Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului a avizat negativ inițiativa legislativă. Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport a avizat negativ proiectul de lege. Comisia pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați a avizat favorabil. Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci nu a transmis avizul până la data dezbaterii inițiativei în comisia sesizată în fond. Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa din 18 martie 2019, consideră că, având în vedere obiectul de reglementare, Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a proiectului de lege privind finanțarea și implementarea programului Tineri în Parlament. În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte în categoria legilor ordinare. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu la dezbateri generale, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu, proiectul de lege rămâne la votul final. Domnul Halici, da? Ați apăsat mai târziu, probabil, când m-am uitat, nu era înscris nimeni. Vă rog. Mulțumesc. N-aș fi dorit să intervin, dar în primul rând trebuie reliefat maniera de abordare a actualei majorități. Pentru că este un proiect al Partidului Național Liberal și altor partii de PMP care nu mai e în Parlament, da? Și ne spuneau când erau în opoziție cât de mult înseamnă tinerii. Și așa și este, că nimeni nu neagă acest lucru sau rol. Dar astăzi vedem când sunt în majoritate, într-o altă majoritate, tinerii nu mai înseamnă atât de mult. Pentru că dacă atunci când au făcut inițiativa, rolul inițiativei era de a-i învăța pe tineri care este esența Parlamentului și a instituției în sine, de a-i forma și din punct de vedere civic pe cei care vor prelua ștafeta mâine sau poimâine, astăzi când am ajuns la guvernare, cu ghilimele de rigoare am ajuns,
Tinerii nu mai sunt importanți, nu mai trebuie formați, iar Parlamentul nu mai este o instituție care să fie văzută și altfel decât se transmite pe toate canalele media și de comunicare. Vorbim de epopeea, sper să fie una cât mai scurtă, în care una spunem și facem și ne mai și dăm așa de pereți când suntem în opoziție și exact invers facem atunci când venim la putere. Nu-i nicio problemă. O să milităm noi în continuare ca tinerii să beneficieze de un acces gratuit în Parlamentul României, să învețe rolul și mai ales importanța acestei instituții fundamentale într-un stat de drept, că tot vă plac astfel de sintagme cu privire la statul de drept. Mulțumesc! Parcă ziceam că e săptămâna mare și încercăm să fim cu toții mai deschiși și mai apropiați, dar câteodată iată că nu se poate. Domnul deputat Rodeanu Bogdan Ionel, grupul USR+. Vă mulțumesc, domnule președinte, de ședință. O să încep prin a-i aminti domnului Haleș că conduceați chiar acea comisie care a dat raportul de respingere pe acest proiect. Dar dincolo de toate acestea, sunt de acord cu dumneavoastră și da, tinerii sunt o componentă foarte importantă a societății românești, tinerii au nevoie de sprijin, tinerii au nevoie mai ales să vadă adevărul și mai ales să înțeleagă sistemul instituțional și legislativ care se întâmplă aici în Parlament. Și pentru asta respingem astăzi acest proiect care prevede că tinerii pot beneficia de o subvenție din partea Camerei Deputaților pentru acest lucru. Și respingem această idee pentru că numai în ultimele două luni grupul parlamentar al Alianței USR Plus a contactat, a selectat peste 150 de tineri care vor lucra aici cu noi. Și aceștia nu vor beneficia de subvenție, ci ai noștri colegi parlamentari vor asigura toate condițiile și tot sprijinul pentru ca acești tineri să fie aici cu noi și să învețe într-adevăr care este realitatea și mecanismul legislativ al Parlamentului. Respingem astăzi alocarea unor subvenții din partea Camerei Deputaților pe care le vom susține prin efort noi ca parlamentari români. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc. Dacă mai sunt lor de cuvânt, nu rămâne la votul final. Propunere legislativă pentru completarea articolului 36 din legea numărul 46/2008, codul silvic, PLX 220/2019, dacă din partea inițiatorului dorește cineva. Nu, din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru Agricultură, Comisia Juridică sau Comisia pentru Mediu, domnul deputat Mihai Alexandru Batea, Comisia Juridică, pentru prezentarea raportului comun, vă rog. PLX 220/2019, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități, Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic și Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru completarea articolului 36 din legea numărul 46/2008, codul silvic. Senatul a respins propunerea legislativă, Camera Deputaților este cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. Obiectul de reglementare este completarea articolului 36 din legea numărul 46/2008 cu două noi alineate, alineatele 8 și 9, în sensul creării unei facilități pentru operatorii economici și capital integral sau majoritar de stat, precum și pentru cei cu capital privat, prin scoaterea definitivă din Fondul Național Forestier, fără compensare, a terenurilor necesare realizării și exploatării pârtiilor de schi de interes național și de utilitate publică. Comisiile sesizate au examinat propunerea legislativă în ședințe separate și au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.
întrucât reglementarea propusă creează paralelism legislativ, domeniul fiind reglementat de legea numărul 526/2003 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului Ski în România. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu la dezbateri generale. Nu rămâne la votul final. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 227 din 8 septembrie 2015 privind codul fiscal pe legi 540/2016, dacă din partea inițiatorilor. Nu, din partea Comisiei sesizate în fond, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, domnul deputat Bogdan Iulian Cuțucă, președintele Comisiei, prezentarea raportului suplimentar, vă rog. Raport suplimentar asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea legii 227 din 8 septembrie 2015 privind codul fiscal. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea articolului 485 aliniatul 1 din legea 227/2015 privind codul fiscal cu o nouă literă, prin care se dorește ca aparținătorii legali ai persoanelor adulte cu handicap să fie scutiți de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu și pe terenul aferent acesteia și de la plata impozitului pe autoturism. În urma examinării propunerii legislative privind modificarea și completarea codului fiscal și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere, deoarece, conform prevederii articolului 456 aliniatul 1 litera T și articolul 464 aliniatul 1 litera T și articolul 469 aliniatul 1 litera B din codul fiscal, aparținătorii legale ai persoanelor adulte cu handicap beneficiază de aceste scutiri, astfel inițiativa legislativă a rămas fără obiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu la dezbateri generale, dacă dorește cineva. Nu, proiectul de lege rămâne la votul final. Proiect de lege pentru completarea articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 97/2005 privind evidența domiciliului, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români pe lex 324/2019. Din partea Comisiei sesizate în fond, Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului, prezentarea raportului. Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege pentru completarea articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 97/2005 privind evidența domiciliului, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Camera Deputaților este cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 iunie 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale a avizat negativ inițiativa legislativă. Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 97/2005. Pașaportul simplu care se eliberează la cerere cetățeanului român care și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, eliberat în condițiile articolului 34 din legea numărul 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, ar urma să facă dovada identității titularului acestuia. În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi respingerea proiectului de lege, din următoarele considerente. Actul de identitate este documentul primar al cetățeanului român cu care acesta își dovedește identitatea, pașaportul fiind un document subsecvent actului de identitate, deoarece se eliberează pe baza acestuia, respectiv numai cetățenilor care dețin acte de identitate sau, după caz, ai căror părinți sunt posesori de acte de identitate.
De asemenea, s-a reținut faptul că actul de identitate face dovada identității, a cetățeniei, a adresei de domiciliu sau a adresei de reședință a posesorului, pe când în pașaport se regăsește înscrisă numai localitatea de domiciliu, nefăcându-se însă nicio mențiune cu privire la domiciliu sau reședință. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulțumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Lungu Romeo Daniel, grupul PSD, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Conform ordonanței de urgență 97/2005, pe care acest proiect își propune să o modifice, actul de identitate face dovada identității, a cetățeniei române, dar și pe cea a adresei de domiciliu și, dacă este cazul, a celei de reședință. Pașaportul simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu este un document care, în afara faptului că este subsecvent emitere unui act de identitate, motiv pentru care la solicitarea acestuia trebuie prezentate documente care atestă identitatea, face exact ceea ce spune, menționează țara de domiciliu. Practic, pașaportul cunoscut sub numele de pașaport CRDS nu îndeplinește una dintre cele trei funcții principale stipulate de lege cu privire la actele de identitate. Conform articolului 28 din ordonanța de urgență anterior menționată, existența și dovedirea adresei de domiciliu presupune identificarea concretă a unui imobil. În plus, adresa de domiciliu îndeplinește o multitudine de funcții, având consecințe în relația cetățeanului cu statul, în ceea ce privește starea civilă, competența teritorială a instanțelor de judecată sau a notarilor publici. Astfel, pașaportul nu poate îndeplini funcția de act de identitate. Ținând cont de aceste aspecte, PSD va vota pentru respingerea acestui proiect de lege. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! S-a înscris la cuvânt și domnul deputat Stoica Ciprian, grupul AUR, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi. Am să vă vorbesc astăzi cu pace și armonie și cu smerenie și am să vă întreb cum ne putem uita în ochii celor peste 5.126.000 de români plecați în afara granițelor, unde pe tot teritoriul european ne putem legitima fie cu pașaport, fie cu un act de identitate, fie el și permis de conducere, și nu putem, măcar cetățenii români cu domiciliu în străinătate, cărora li se retrage cartea de identitate în momentul în care li se acordă acest pașaport, să se poată legitima. Este singurul lor document cu care se pot legitima. Gândiți-vă că mulți dintre ei nu pot să schimbe la o casă de curs valutar 100 de euro sau, eu știu, valută, fără o carte de identitate. Și mai este încă o fractură logică. Și pașaportul și permisul de conducere se emit în baza unei cărți, respectiv buletin de identitate. Vă rog frumos, haideți să nu respingem această lege și să intrăm și noi în rândul statelor europene. Vă mulțumesc, sărbători binecuvântate! Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții la dezbateri generale, nu. Proiectul de lege rămâne la votul final. Timpul alocat dezbaterilor generale pentru ziua de astăzi a fost epuizat. Așadar, pauză până la ora 12. La ora 12 intrăm în sesiunea de vot final. Doamnelor și domnilor deputați, ne pregătim să intrăm în sesiunea de vot final. Fac un apel la liderii de grup să-și invite colegii în sală, cei care sunt prezenți fizic, evident, să utilizeze consolele pentru vot, utilizând cartela, iar cei care se află online să fie logați și pregătiți pentru a putea să-și exercite votul, drept pentru care mai întâi vom face un vot de control pentru a avea și prezența. Vot, vă rog!
Pe votul de control prezenți 271, 104 colegi nu votează, ceea ce înseamnă că au cartela introdusă în consolă sau sunt logați pe tabletă, dar nu și-au exercitat vreo opțiune, drept pentru care vă rog să fim pregătiți, îi rog și pe cei care sunt în posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot să o facă și vom intra... Probleme? Nu ne grăbim, trebuie să fim lucizi, să avem răbdare, să exercităm în deplină cunoștință votul și trecem la secțiunea 1, lege ordinare, respingeri. Reexaminarea legii pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României ca urmare a decizii Curții Constituționale din 6 mai 2020, numărul 154, publicat în Monitorul Oficial al României, lege ordinară pe lex 130/2020, procedură de urgență, Comisia pentru Buget și Comisia pentru Constituționalitate propun respingerea legii. Vot, vă rog! Rezultatul votului, prezenți 297 pentru 193, contra 104, proiectul de lege a fost respins. Punctul 2, proiect de lege pentru modificarea și completarea legii 227/2015 privind codul fiscal pe lex 243/2017, Comisia pentru Buget propune respingerea. Vot, vă rog!